Bună ziua și bine ați venit sau revenit, mai ales pe canalul nostru. Sunt împreună cu Costin. Salut! Este duminică, a doua zi după ziua mea. Mulțumesc frumos tuturor pentru urări și comentarii. Le-am apreciat pe toate și vreau să vă arăt unde am ieșit la plimbare alături de casă, relativ cât am făcut până aici, 20 de minute cu mașina, dar nu mai suntem la noi pe insulă. Am mai fost aici de mult timp împreună cu Sasha, l-am lăsat să alerge prin stufărișul ăsta, chiar ne aduceam aminte cum el ne asculta și aveam încredere. De fapt, stufărișul se vede aici, în partea asta, și balta. Să vedem dacă găsim un loc așa mai liber să se vadă panorama. Uite aici, cred, o să întorc camera să vedeți mai bine. Este mai răcoare astăzi. Vedeți cum se cheamă aici? Coborârea lui Schwarzschild. Mă rog. Vedeți, aici e ca o mlaștină așa. Și am găsit un drum pe care nu fusesem data trecută. Chiar am făcut și pentru voi un live acum vreo 2 ani vara și era așa de cald că se încinsese telefonul și s-a închis live-ul. Uite, de aici, de pe bancă, e priveliște frumoasă. Avem o bancă, mai este lume cu căței sau care aleargă. Poți să vii și cu bicicleta de teren, mai ales. Și țin minte că noi am venit parcă până acolo undeva cu mașina și după aia l-am lăsat pe Sasha să alerge pe aici, prin stufăriș. Deci, oricum, câți ani sunt? Mulți. Nu era iarnă. Nu era, da, toamnă sau primăvară. Uite, sunt și cu, cum vă spuneam, cu bicicleta din asta de teren. E foarte frumos. E așa, mă rog, un peisaj, cum să zic, cum să-l caracterizez? Sfârșit de toamnă, că nu mai sunt frunze absolut deloc, dar în același timp, nu știu, e așa cumva liniștitor. Nu bate vântul, doar mai adie un pic așa prin stufăriș. Se aude frumos când adie vântul în stufăriș. Și sunt așa culorile foarte subdued, calme. Doar iarba a mai rămas verde pe alocuri, pentru că, nefiind încă foarte frig, nu chiar a înghețat. Doar noaptea sunt temperaturi cu minus, pentru și asta nu foarte îndelung, dacă se păstrează vegetație încă verde, vă dați seama. Uite, asta e, nu știu ce, cum se cheamă, copacul ăsta cu bobițe mov albastră, așa, dacă tu le cunoști. Și aici este, se termină canalul, are nume canalul ăsta, pentru cei care stau în zona, este un canal ce merge paralel cu fluviul Saint-Laurent, undeva de pe la, din dreptul insulei Salaberry de Velfield, până aici, până în dreptul insulei Île Perrot, care este vis-a-vis, deci noi stăm pe partea cealaltă a apei. Are nume? Așa se cheamă, da. Cum se cheamă canalul? Mă rog, e canalul fluviului, dar nu are un nume anume. Și nu este foarte lung. Dar probabil că este folosit așa ca
să nu se facă inundații la fluviu și e ca un loc de refulare a apei. Mă rog, nu suntem de specialitate, deci nu doar ne dăm cu presupusul, dar canalul e aici, îl vedeți, este betonat pe margini. Și aici este capătul lui. Undeva în partea asta, acolo, în depărtare, este moara, unde v-am dus acum de curând o săptămână. Și astăzi am zis să mai schimbăm traseul plimbării sau de trenul. Da, nu? Și de ajuns acolo, în față. Da. Da, păi pe acolo am fost și atunci noi cu Sasha, mi-aduc aminte. Dar parcă nu era așa de multă apă, adică nu mi-aduc aminte aici să fi fost așa. Mă rog. Da. Știu că nu am stat chiar foarte mult. Vis-a-vis, în partea asta, este la noi pe insulă și sunt unele ferme, vedeți? Și doar un drum care merge pe malul insulei, în partea asta, câteva mici străduțe și ar trebui să se vadă și biserica. Dar nu-mi dau seama exact. Mă rog, trebuie să ne uităm pe hartă. În orice caz, am zis să vă arătăm și voi, e foarte frumos. Și dacă nu s-ar auzi gălăgia de la trenul de marfă, cred, în depărtare, ar fi și mai liniște. Dar nu prea sunt păsări, vezi? Aici parcă nu se aud păsările deloc. Uite și copacii ăștia cum arată. Parcă mi-aduce așa aminte un pic de mlaștinile alea de lângă New Orleans. Mai ții minte? Te aștepți să iasă acum un aligator sau nu te aștepți? Ar fi bine să n-apară? Sau ai vrea să apară? Ce ai face dacă ar apărea? Da, unde? În copac? Nu prea arată să fie prea trainici copacii ăștia. Nu știu dacă v-am povestit de vulpea pe care a văzut-o Isa într-o dimineață. Nu cred că am apucat. Le spui tu? Zice la școală dimineață, a văzut o vulpe cu un iepure în gură. În fața casei. Da, chestia că iepure avem și noi în curte, dar... Nu era al nostru. Nu era ăla de la noi din curte, că Sasha tot îl caută. Sasha Aki. Sasha Aki, da, scuze. Aki tot îl caută și încearcă să se intre în voie. Da. Dar sub dec la noi. Nu e destul de agil ca vulpea. Da. Și am auzit și pe alții care au din zonă. Din cauza că s-au tăiat multe păduri. Exact, s-au construit. S-au construit multe case. Plus am înțeles. S-a întrerupt. Da, se blocase un pic. Da, deci poate că am apăsat pe ceva. Spuneam că multe vulpi de pe insula mare a Montrealului migrează în zona noastră, unde în vest și pe vestul insulei și la noi, că sunt mai multe păduri și au unde să hiberneze și să-și găsească hrană. Da, exact. Dar problema nu-i cu vulpi, problema e mai mult cu coioții care pot să atace, mai ales animalele mai mici, ca pisicile sau câinii de talie mică, de asta mulți nu-și mai lasă căței liberi în grădină. Și ne-am dat seama că zgomotul de fapt nu este de la tren, ci este de la apă, pentru că este ecluză și cred că e o mică cascadă aici. O să mergem să o vedem. Vedeți, în partea asta
Nivelul este ridicat și aici scade în dreapta. Sunt două, vezi? Sunt două nivele, mai este una acolo. Și apoi aici. În partea asta. Nu sunt chiar prea bine. O luăm pe aici? Sau ne întoarcem tot pe partea asta, pe unde am venit? Da, e un camping acolo. De fapt, pe ambele părți sunt rulote cu oameni care cred că trăiesc și acum, nu doar vara, în rulotă. Noi am venit până aici și de aici am luat-o pe alee și am făcut așa un mic tur. Acum ne întoarcem iarăși către cealaltă ecluză și far. Este un far și cu un parc. Acolo îl vedeți. Aici aveți că se creează două canale, ca să zic așa. Asta e mai natural și în partea cealaltă este cel cu malurile cimentate, betonate. Așa frumos se vede fundul apei aici. Nu știu în mijloc cât are, dar peste un metru jumate, aș zice. Sau măcar un metru. Gândeam că poate păsărilor nu le place zgomotul puternic al apei care trece prin ecluze. Și poate de asta nu le auzim. Ne aminteam de excursia la Edinburgh și de pubul, cel mai vechi pub, nici mai știu cum se chema, dar nu are importanță, și am ajuns mai repede la rezervare și ne-am plimbat prin împrejurim. Era un lac cu păsări și tot așa. Sigur, era vară, dar cumva mi-a adus aminte de peisajul de acolo. Da. Și ne gândeam că nu e cu nimic mai prejos locul ăsta față de acolo. Că nici acolo nu era chiar în oraș. Da. Părăsit. Sperăm că v-a plăcut plimbarea scurtă alături de noi, în mediul așa un pic rustic, nu? Da. Dar foarte frumos. Cu aer de toamnă, încă nu putem să zicem că e iarnă. Nu e, e chiar frumos. Dar plăcut, cum vă ziceam, azi e un pic mai răcoare, dar tot sunt vreo 7-8 grade și se simte încă plăcut. Atâta timp cât sunt cu plus, e bine. Da. Și fără vânt. Ciao. La revedere.
și o poartă în stil autohton sculptată cu păsări din zona pe care scrie bine ați venit, o bufniță, vulturi cu viță de vie. Frumos făcut așa pe pilonii aia de metal. Da. Ne-au ajuns din urmă cei cu bicicletele. Și aici farul. Faci plantații aici astea. Da, noi plan, noi copăcei mici. Îi vedem peste 10 ani cât au crescut. Arena care e pusă pentru gheață, da. Da. Și aici loc de picnic cu toalete. Și aici, da, e îngrădit pe iarbă, o să dea drumul la apă când o să fie cazul, da. Și o să fie, da, un mic patinoar.